Păt frumos și lupul cel năzdrăvan, de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, au fost un împărat și o împărăteasă. Ei aveau 3 copii. Mai aveau pe lângă palaturile lor o grădină foarte frumoasă. Și atât de dragi erau florile acestui împărat, încât însuși cu multă tragere de inimă le plivea și îngrija. În fundul acestei grădini crescuse un măr cu totul și cu totul de aur. Împăratul nu mai putea de bucurie că în grădina lui se află un așa pom cum nu se găsea în toată lumea. Se tot întorcea pe lângă dânsul, se tot uita pe de toate părțile la el, de-i se scurgeau ochii. Când într-o zi văzu că pomul înmugurește, înflorește, se scutură florile și roadele se arată, apoi spre seară dă împârguială, îi zâmbea mustața împăratului și îi lăsa gura apă când se gândea că a doua zi o să aibă la masa lui mere de aur, lucru ce nu se auzise până atunci. A doua zi nu se luminase bine de ziua și împăratul era în grădină ca să vadă merele cele aurite și să-și împace nesațul ce avea de a se uita la dânsele. Dar rămase că ieși din minte când în loc de mere coapte aurii văzu că pomul mângurise din nou, iar merele nicăieri. Încă fiind acolo, văzu cum înflorește pomul, cum îi cade florile și cum roadele se arată iarăși. Atunci îi mai veni inima la loc și se mulțumia aștepta până a doua zi. În ziua următoare, ia merele de unde nu e. S-a supărat împăratul, nevoie mare, și porunci la pasnici ca să se puie să prinză pe hoț. Dar aș, unde e pomana aia? Pomul înflorea în fiecare zi, se scuturau florile, rodul creștea și seara da în pârg, noaptea se cocea. Oare cine venea atunci și le lua, fără să prinză de veste oamenii împăratului? Pare că era un lucru făcut. Acel cineva care lua merele își bătea joc și de împăratul și de toți pasnicii lui. Acestui împărat acum nu-i mai era că nu poate avea mere aurite la masa lui. Ciuda cea mare era că nici pârga acestui pom nu o văzuse măcar. Aceasta îl întrista până într-atâta încât paci era să se scoboare din scaunul împărăției și să-l dea celui ce se va lega aprinde pe hoț. Fie acestui împărat pasămite că-i simțiră gândul că-și veniră înaintea lui și-l rugară să-i lase apândii și ei. Mare fu bucuria împăratului când auzi din gura fiului său celui mai mare legătura ce făcea de a pune mâna pe hoț. Le detedeși voie și îi se puseră pe lucru, pândind ziua din tâi fiul cel mare, dar păți rușinea ce pățise și ceilalți gândari dinaintea lui. A doua zi pândi și cel mijlociu, dar nici el nu fu mai breaz, ci se întoarse la tatăl său cu nasul în jos. Îi spuseră că până la miezul nopții o duc cum o duc, dar că după aceea nu se pot ține pe picioare de picoteală ce apucă și cade într-un somn adânc și nu mai știu nimic. Fiul cel mai mic asculta și tăcea. Apoi, după ce sfârșiră de spus frații cei mai mari ce li se întâmplase, se ceru și el de la tată său ca să-l lase să pândească și el. Cât de trist era tatăl său pentru că nu se găsea niciun voinic care să-i prinză pe hoții merelor, râse când îl auzi. Iar după multe regăciuni, se înduplecă. Atunci, fiul cel mai mic se pregăti de pândă. Cum veni seara, își luă tolba cu săgețile, arcul și paloșul și se duse în grădină. Și-a ales un loc singuratic și depărtat de orice pom și de ziduri, astfel încât să n-aibă de ce să rezema. Era sta în picioare pe un trunchi de pom tăiat, încât când i-a venit somn, și-ar moțăi să cază jos și să se deștepte. Așa făcut. Și după ce căzu de vreo 2 ori, îi se sperie somnul și rămase treaz și nebântuit de picoteală. Când colea înspre ziua, când somnul e mai dulce, auzi un fâlfâit ca de un stol de pastă că se apropie. Trase cu urechea și simți că cineva jumulește pomul de mere. Scoase o săgeată din tolbă, o așeză la arc și trac, trase o săgeată și nu se făcu nicio mișcare. Mai trase una și iarăși nimic. Când trase cu a treia, fâlfâitul s-a auzit din nou și îl pricepu că stolul de paseri trebuie să fi zburat. Se apropie de mărul de aur și văzu că hoțul n-avusese timp a lua toate merele. Luase ce luase, dar tot mai rămăsese. Stând el acum, se păru că vede lucind ceva pe jos.
se aplecă și ridica cel ceva ce lucea. Că ce să vezi, dumneata? Două pene cu totul și cu totul de apă. Cum se făcu ziua? Culese câteva mere, le puse pe tepsie de aur și cu penele la căciulă se duse de reînfățișă tatălui său. Împăratul, văzând merele, mai era să-și iasă din minți de bucurie, dar simu firea. Puse de strigă prin toată cetatea că fiul său cel mic a izbutit să aducă mere și să-și afle că hoțul este o pasăre. Făt frumos zise tatălui său să-i dea voie acum să caute și pe hoț. Tatăl său nu mai voia să știe de hoț, deoarece i-a ajutat Dumnezeu să vază merele cele atât de mult dorite. Dar fiul cel mic al împăratului nu se lăsa numai pe aceea, ci stărui până ce împăratul îi dete voie să meargă a căuta și pe hoț. Se găti de drum, iar când fu a pleca, îi scoase penele cele de aur de la căciulă și le dete împărătesei muma lui ca să le poarte ea până s-o întoarce el. Luă haine de primenală și bani de cheltuială, își atârnă tolba cu săgețile la spate, paloșul la coapsa stângă și cu arcul într-o mână și cu alta de gâtul credincioțului său, porni la drum. Și haide și haide merse cale lungă depărtată până ce ajuns în pustietate. Aici făcu popas și sfătuindu-se cu robul său cel credincios, găsi cu cale să apuce spre răsărit. Mai călătorind ei o bucată bună, ajunse la o pădure deasă și stufoasă. Prin bungetul ăsta de pădure, mergând ei pe dibuitele, căci altfel era peste poate, săriră în depărtare un lup groaznic de mare și cu fruntea de aramă. Îndată se și gătirea de apărare. Când fură aproape de lup, de o bătaie de săgeată, puse făt frumos arcul la ochi. Văzând lupul una ca asta, strigă: "Stai, făt frumos, nu mă săgeta, că mult bine ți-o-i prinde vreodată!" Făt frumos îl ascultă și lăsa arcul în jos. Apropiindu-se de lupul și întrebându-l unde merge și ce caută prin astfel de păduri nestrăbătute de picior de om, făt frumos îi spuse toată întâmplarea cu merele din grădina tatălui său și că acum merge să caute pe hoț. Lupul îi spuse că hoțul era împăratul păsărilor, că el când venea a fura merele, aduna păsările cele mai agere la zbor și cu ele în stol venea de le culegea. Că acea pasăre se afla la împărăția de la marginea acestei păduri, îi mai spuse că toată megieșia se vaită de furturile ce face a poamelor de prin grădin și le arătă drumul cel mai apropiat și mai lesnicios. Uitându-i un merișor frumos la vedere, îi mai zise: "Ține-vă frumos acest merișor. Când vei avea trebuință de mine vreodată, să te uiți la el, să gândești la mine și eu îndată voi fi acolo." Făt frumos primi merișorul și-l băgă în sân. Apoi, luându-și rămas bun, porni cu credinciosul său și, străbătând de sișurile pădurii, ajunse la cetatea în care se afla acea pasă. Cercetă prin cetate și se spuse că împăratul locului aceluia a ține într-o colivie de aur în grădina sa. Aceasta-i fund de ajuns a ști. Dete câteva târcoale curți împărătești și lua aminte la toate amănunturile ce înconjura curtea. Cum se făcu seară, veni cu credinciosul său și se pitulă la un colț, așteptând acolo până se liniștiră toșei din curte. Apoi, credinciosul lui, puindu-se pioa, făt frumos se urcă pe dânsul, de aici pe coama zidului și sări în grădină. Când puse mâna pe colivie, odată țipă pasărea și cât ai zice mei, se văzu înconjurat o mulțime de pasări, care mai mici, care mai mari, țipând pre limba lor. Și atât alarmă făcură încât se deșteptară toți slujitorii împărătești. Și vind în grădină, găsiră pe făt frumos cu colivia în mână și pasările dându-se la el să-l sfâșie, iar el apărându-se. Puseră slujitorii mâna pe el și îl puseră la împăratul, care le și dânsul se sculase să vază ce se întâmplase. Cum îl văzu împăratul, îl și cunoscu. Apoi prinse îi zice: "Îmi pare rău, făt frumos, de această întâmplare. De-ai fi venit cu binele sau cu rugăciun să-mi cer pasărea, poate m-aș fi înduplecat să-ți o dau de bunăvoia mea. Dar acum, prins cu mâna în sac, cum se zice după datinile noastre, cu moarte trebuie să mori și numele-ți va rămâne pângărit cu ponosul de tâlhar." "Această pasăre, luminată împărate," răspunse făt frumos, "ne-a jefuit de mai multe ori merele de aur din pomul ce are tătână meu în grădina sa și de aceea am venit să pui mâna pe hoț." "Poate să fie adevărat ce spui tu, făt frumos, dar la noi, împotriva datinelor noastre, eu n-am nicio putere."
Numai o slujbă însemnată făcută împărăției noastre te poate scăpa și de ponos și de moarte. Îți spune, Maria ta, ce slujbă să-ți faci? Mă voi încumeta. Te vei zbuti să-mi aduci iapa cea sireapă ce este la curtea împăratului meu vecin, vei scăpa cu fața curată și-ți voi da și pasărea cu colivia. Fă-ți frumos primi și chiar în acea zi plecă cu credinciosul său rob. Ajungând la curtea împăratului vecin, luă cunoștință de iapă și de împrejmuirea curții. Apoi, cum veni seara, se așeză cu credinciosul lui la un colț de curte, unde îi se păru a fi un loc de pârleaz. El văzuse iapa cum o plimbau doi slujitori și se minuna de frumusețe ei. Ea era albă, avea căpăstrul aurit și împodobit cu pietre nestemate, de lumina ca soarele. Pe la miez de noapte, când somnul e mai dulce, făt frumos zise credinciosului său de se puse piua, iar el să urcă pe dânsul, apoi pe zid și sări în curtea împăratului. Merse pe dighiitele și în vârful degetelor până ce ajunsă la grajd și deschizând ușa, puse mâna pe căpăstru și trăgea iapa după dânsul. Cum ajunse iapa la ușa grajdului, unde nu necheză odată de hăui văzduhul și urlă toată curtea și palaturile. Îndată sosiră toți cu totul, puseră mâna pe făt frumos și-l duseră la împăratul, care și el se sculase. Acesta, cum îl văzu pe făt frumos, îl și cunoscu. Îl înfruntă pentru fapta cea mișelească ce era să săvârșească și spusă că datinile țării dă morții pe furi și că împotriva acelor datine el n-are nicio putere. Făt frumos îi spuse drept toată și retenia cu merele, cu pascăle și cu cele ce îi zisese să facă împăratul vecinul său. Atunci împăratul zise, de vei putea, făt frumos, să-mi aduci pe zâna care iasă. Poate că vei izbuti să scapi de moarte și să-ți rămâie numele nepătat. Făt frumos, ce să fac? Se încumese. Și luând pe credinciosul său cu sine, plecă. Pe drum și-a dus aminte de merișor. Îl scoase din sân, se uită la dânsul și se gândi la lup. Și cât te-ai șterge la ochi, lupul foaci. Ce poftești, făt frumos? Îi zise. Ce să poftesc? Îi răspunse el. Iaca ce mi s-a întâmplat. Cum să fac eu acum să mă întorc cu ispravă bună? De asta ție, las pe mine, că treaba e ca și sfârșită. Și porniră câte ștrei spre zâna crăiasă. Când fură aproape de zâna crăiasă, făcură popas într-o pădure de unde se vedea palaturile cele strălucite ale zânei. Se învoiră, văd frumos și cu credinciosul său să aștepte la tulpina unui copac bătrân până s-o întoarce lupul. Și mândre palaturi mai avea zâna, mare. Însuși lupul se mira de frumusețea și de rânduiala cea bună ce era pe acolo. Cum ajunse, făcu ce făcu și se furișe în grădină. Ce să vezi, dumneata? Niciun pom nu mai era verde. Le căzuse frunza și crăcile și rămurelele de erau ca descuiați. Pe jos, frunzele căzute erau făcute scrum de uscăciune. Numai un stup de trandafir mai era înfrunzit și plin de boboci, unii în floare și alții deschiși. Ca să ajungă până la dânsul, lupul trebuie să meargă în vârful degetelor ca să nu fâșie frunzătul cel uscat și se ascunse în acel crenguleț înflorit. Stând el acolo și gândind, iată că iese zâna crăiasă din palaturi, însoțită de 24 de roabe ca să se plimbe prin grădină. Când o văzu lupul, paci era să uite pentru ce venise și să se dea de gol, dar să se stăpâni, căci era așa de frumoasă cât nu s-a mai văzut și nu se va mai vedea pe fața pământului. Avea un păr nene cu totul și cu totul de aur. Cosițele ei lungi și stufoase îi bătea pulpele. Când se uita la cineva cu ochii cei amari și negri ca murele, îl băga în boale, avea niște sprâncene bine arcuite, de pare că erau scrise și o pieliță mai albă ca spuma laptelui. După ce dete câteva târcoale prin gătină cu roabele după dânsa, veni și la stupul de trandafir să rupă câteva flori. Dar lupul care era ascuns în crâng, odată se repezi, o luă în brațe și pe aici s-a fost drumul, iar roabele de spaimă se împrăștiară ca pui de potârniche. Într-un suflet alerga lupul și odetele și nat în brațele lui făt frumos. Acesta, cum mă văzut, se pierdu cu firea, dar lupul i-a dus aminte că e voinic. Își veni în fire. Mulți împărați voise să o fure, dar se răpusese. Făt frumos prinsese milă de ea și nu-i mai venea o da altuia. Zâna crăiasă, după ce se deșteptă din leșin și se văzu în brațele lui făt frumos, prinse-i zice, dacă tu ești lupul care m-a furat, a ta să fiu făt frumos.
văd cum o să-i răspunse. A mea să fii, nedespărțită până la moarte. Apoi se înțeleseră la cuvinte și spuse fiecare șiritenia istoriei sale, văzând lupul dragostea ce se încinse între ei, să lăsați pe mine, că toate le întombesc eu după vrerea voastră. Și plecarea se întoarce de unde venise. Pe drum, lupul se dete de trei ori peste cap și se făcu tocmai ca zâna crăiasă. Pasănită lupul era năstrăvan. Se vorbiră ei ca credinciosului făt frumos să stea cu zâna crăiasă la tulpina unui copac, un copac mare din pădure, până se va întoarce făt frumos cu iapa sireapa. Ajungând la împăratul cel cu iapa, făt frumos îi dete preprefăcuta zâna crăiasă. Cum mă văzut împăratul, se muie inima și prinsă un dor de dânsa de nu se poate povesti. Împăratul îi zise, vrednicia ta, făt frumos, te-a scăpat și de ocară și de moarte. Acum te și răsplătesc pentru aceasta, dându-ți în dar iapa. Cum puse mâna pe iapă și pe căpăstrul cel minunat, făt frumosul ăla sănătoasa și puind pe zâna creasa călare pe iapă, porni cu dânsa și trecu hotarele acelei împărăsii. Împăratul adună numai decât pe sfetnicii săi și purcese la biserică să se cunune cu zâna creasă. Când fu la ușa bisericii, prefăcuta zână se dete de trei ori peste cap și se făcu iarăși lup, care le clănsănind din culs, își arădă dinții rânjind către curtenii împăratului. Aceștia cum văzură, deodată înghețară de frică. Apoi, după ce se mai dezmeticiră, se luară după dânsul cu chiute și cu huldo, dar lupul să te ții, lungi pasul lupește, se duse duluța de numai dete cu mâna de dânsul și ajungând pe făt frumos și pe-ai săi, merse cu dânsii. Când fu aproape de curtea împăratului cel cu pasărea, făcură ca și la celălalt împărat. Lupul schimbat în iapă sleapă, udus la împăratul, care le văzând iapa, nu se mai știa de bucurie. După ce primi cu multă omenie pe făt frumos, împăratul îi zise, ai scăpat făt frumos și de ponos și de moarte, iar eu îmi voi ținea cuvântul împărătesc și mulțumirea mea va fi pururea cu tine. Porunci și numai decât îi se dete pasărea cu colivia ei cu tot. Și primind-o făt frumos, își luă ziua bună și plecă. Ajungând în pădure unde lăsase pe zâna crăiasă, iapa și pe credinciosul lui porniră împreună către împărăția tatălui său. Împăratul cel ce primise iapa porunci să iasă toată oastea lui și mai mari împărăției sale la câmp, unde voia să li se arate călare pe iapa cea atât de vestită. Când îl văzură ostașii, toți cu toții strigară, să trăiești, împărate, că ai dobândit un astfel de odor, să trăiască și iapa care te face să te arăți așa de măreț. Într-adevăr, venea nene iapa cu împăratul pe tânsa, de nu-i da picioarele de pământ, ci parcă ar fi zburat. Se luară la întrecere, dar nici pomenală nu era ca să se apropie cineva de această iapă, căci pe toți îi lăsă în urmă. Când fu la o depărtare bună, odată stătui iapa, trânti pe împărat, se dete de trei ori peste cap, se făcu iarăși lupă, și-o rupse de-a fuga și fugi, fugi, și fugi, până ajunse pe făt frumos. Când fura să despărți, lupul îi zise lui făt frumos, iată, de asta dată ți s-au împlinit toate poftele, păzește-te în viața ta, a nu mai pofti lucruri peste puterea ta, căci nu vei păți bine. Apoi se despărțiră, ducându-se fiecare între ale sale. Ajungând la părăția tatălui său și auzind că vine fiul său cel mic, îi ieși înainte cu mare, cu mic, ca să-l primească după cum i se cuvenea. Mare fu bucuria obștească când îl văzură cu soțioara cum nu se mai găsea pe fața pământului și cu odoare cum nu s-a mai pomenit. Cum ajunse, porunci făt frumos și făcu un graj măestrit pentru iapă, iar colivia cu pasăre o puse în pălimarul dinspre grădină. Apoi tatăsul pusă de să făcu pregătirile de nuntă și după câteva zile se cunună făt frumos cu zâna crăiasă, întinse masă mare pentru bun și pentru rău și ținură veseliile 3 zile și 3 nopți încheiate. E, după care trăiră în fericire, fiindcă făt frumos nu mai avea ce pofti și-ar fi trăind și azi de n-o fi murit. Iar eu, încă le caie pe-o șa și v-am spus povestea așa.